medicamentele sunt foarte scumpe și din păcate nu iau. Nu iau niciun fel de medicament. De ce nu luați? Nu iau pentru că nu am bani să le iau și mă ameliorez așa cu un Nurofen și asta cumpăr două. Deci pentru că nu sunt bani. Le luați cu porția. Da. Asta este regimul de azi. Sunt. Cum să nu fii scumpie? Sunt. Cum vă descurcați? Foarte greu, foarte greu. Eu sunt operator de tumoare, sunt și cu inima, sunt și cu diabetul, sunt cu oameni foarte mult buni și foarte rău mă descurc. Nu știu ce să mai fac. Medicamentele care sunt din ce în ce mai scumpe îi țin departe pe vasluieni de farmacii. Deși bolile îi doboară, oamenii sunt prea săraci pentru a-și achiziționa lunar tratamentele de care au nevoie. În luna iulie acestui an, consumul la medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu a fost de 5,77 milioane lei, constatându-se o ușoară creștere față de luna anterioară. Numărul total de prescripții medicale eliberate în luna iulie a fost de 49.017 prescripții. În cadrul programelor naționale de sănătate, consumul la medicamente s-a păstrat constant în ultimele luni. Aici, statul decontează 100% costul tratamentului.